Și ce crezi să faci tu în 10 ani? Gimnastică. Dar cum vedeți dumneavoastră așa, un pic înainte, câțiva ani înainte, așa? Cu voința și cu ambiția ei ajunge ceva. Dacă, numai dacă vrea. Și ea, după cum face ea... E greu, e foarte greu, greu. De crezut la... Deci cum ea încă n-a fost niciunde, deci n-a fost la un concurs, n-a fost o evaluare, n-a fost o nimica, deci unde, da, să zicem, au venit fetele de la Deva cu cele de la Timișoara, de la București, de la unde îs restul de centre din astea și poți să spui ceva. Deocamdată nu poți să spui nimica, poți să aibă talent și să aibă neșansă. Da. Deci, din 5 copii să aleagă de aceeași valoare, să trebuiască doar 3. Și atunci, de aceeași valoare. Mă, uite-te și tu că ai făcut-o păi să plângă. Păi n-am făcut-o să plângă, deci asta e sensibilitatea ei. Deci, la Luca. Nu. Okay. Deci, tu chiar crezi că te-ați ales dacă n-ai fi fost cea mai bună? De ce plângi? Asta e adevărul, dar dacă muncește și face și are și un pic de noroc, poate să ajungă. Eu... Dar de ce plângi, mă? Stai, eu cum mi-am zis? Nu. Aici altceva am vrut să-i spun. Deci noi tot timpul am încurajat-o. Noi tot timpul i-am spus când o să fie primul concurs, o să vină tati cu colegii lui. Deci eu am foarte mulți colegi aici care mi-au spus în felul următor. La primul concurs, când o să vină și undeva, o să mergem toți. Deci noi toți și nu e problemă de glumă sau de ceva. Deci toți au mașini, toți au și au copii de aceeași vârstă sau mai mici sau și vor toți să vină. Deci o să mergem, o să facem galerie, o să ținem, o să... Deci, bine, dar ea știe lucrul ăsta, deci l-am spus de atâtea ori și tot cu asta am încercat să-i ridicăm moralul, să facă ceva, deci să ajungă. Ai auzit tu, mățule? Dar de ce plângi tu? Ai capul sus. Da, nu. Din clasa a doua. Ne-am din clasa întâia. În clasa întâia ne-am jucat de-a școala. Și atunci nu știam engleză, că la petușa nu făceam engleză. Și Alina atunci, pe nervoată, de avea ceva dosar, nu știu ce, ăla. Și dintr-o dată l-a rupt bucăți. Se nervă pe mine. Da. A venit Raluca. Parcă era de grădiniță, toate fetele ne-am râs de ea. Era așa mică, mică, când a venit. Și doamna i-a zis, de ce ești așa de mică? Nu, Alina a zis, să vă spun cum mă cheamă. Nu, cum mă cheamă, câți ani are. Pentru tine, Lotolimpi? Cum
se ajunge la lotul limit. Eu știu. Spune. Prin muncă. Și prin mai ce? Și crezi că dacă ajungi în lotul olimpic o să mai ai prieteni, o să mai ai timp să te joci? Nu. Și asta vrei? Da. Sigur? Da. Acolo la Deva au venit copii necunoscuți și au plecat de la Deva vedete, au plecat de acolo personalități puternice care s-au remarcat apoi în activitatea de antrenorat sau chiar în activități pe care nu le bănuiam a fi abordate de acești copii anterior. Deci eu zic că este un loc unde noi, cei care pregătim acești copii, cei care ne ajută în pregătirea lor, dăm o șansă acestor copile să ajungă în viață cineva, să schimbe statutul social, să-și creeze un confort financiar extrem de important pentru viitorul lor și chiar să reușim să lansăm în arena mondială gimnaste de legendă, așa cum au fost, eu știu, Ecaterina Sabo, Daniela Silva și Aurelia Dobre, Lavinia Miloșovic, Simona Mânar, Andreea Lucan, Maria Olandă. Raluca!